Gazmetan nu a mai câștigat de 4 etape în Liga 1, timp în care a înregistrat 3 rezultate de egalitate și o înfrângere. În aceste condiții, bătălia pentru play-off s-a ascuțit, iar 6 echipe luptă cu șanse pentru 2 locuri. Sâmbătă, formația lui Mihai Teja va întâlni la Mediaș FC Hermannstadt, iar o victorie ar fi foarte importantă în economia clasamentului. Desigur, ne propunem să câștigăm acest meci, să luăm 3 puncte, nu va fi ușor, dar am încredere în băieți, am încredere în atitudinea lor, pentru că mi-au demonstrat că vor să facă performanță, au dorință pentru a câștiga acest meci și evoluția lor din ultima perioadă, cred că pe parcursul întregului sezon, a fost foarte bună și atunci îmi dă încredere, sunt sigur că își doresc să câștige acest meci. Vom da tot ce avem mai bun să câștigăm acest meci. În 10 oameni am obținut doar remis, de bine și victoria în 11, măsura care vă reuși să jucăm. Sperăm, ne dorim foarte mult, așa cum am spus. Nu poți să știi, într-un meci de fotbal se poate întâmpla orice. Întâlnim un adversar bun, o echipă care eu cred că a avut o perioadă bună acum de când s-a și schimbat antrenorul. Asta nu înseamnă că domnul Pelici n-a făcut minuni la Sibiu, la Hermannstadt, dar au avut o creștere în primul rând în rezultate, pentru că au câștigat destul de multe meciuri și sunt pe un drum bun. Dar noi încercăm să, v-am spus, important e să dăm tot ce avem mai bun să câștigăm acest meci. Well, my opinion is Hermannstadt are a good team. There are only 6 points beneath us, so they play good this season. It's not going to be easy. Hermannstadt este o echipă bună, ne despart doar 6 puncte în clasament, așa că nu va fi un meci ușor. Noi vom încerca să câștigăm pentru că aceste 3 puncte sunt foarte importante. Sper că vom câștiga. În ultimele partide ne-a lipsit o doză de noroc, cu Dinamo am pierdut 2 puncte în ultimul minut, cu CFR am pierdut tot 2 puncte în ultimele 5 minute. Am jucat foarte bine, însă cu puțin noroc am fi câștigat. O victorie cu Hermannstadt ar fi foarte importantă pentru noi. Ne dorim să fim în vârful clasamentului, iar pentru a putea face asta trebuie să câștigăm fiecare meci. Avem o echipă bună. Toată lumea de la club luptă pentru a obține un loc în play-off. Avem potențial și cred că putem rămâne în primele 6. Am marcat etapa trecută, îmi doresc să o mai fac sau să dau pase decisive. Nu contează atâta timp cât echipa câștigă. A little bit more and for sure we win. Partida dintre Gazmetan Mediaș și FC Hermannstadt se va desfășura sâmbătă de la ora 17.